Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Deci beneficii extra, la asta mă refer. Cine are ce? Abonament la clinică privată? Spuneți-ne și nouă. Acum și abonamentul. Este un mare beneficiu, să știi. Serios? Mai se pune la ceva? Eu am avut odată abonament la o clinică de asta privată și de fiecare dată când sunam să mă programez la ceva, mă programam peste 3 luni. Eu când În schimb, dacă sunam și spuneam că vreau să vin să plătesc o consultație, ca prin farmec se găsea programare foarte repede. Au două căi diferite, știi? Adică iau o cale pentru abonați. Da, aia pentru abonați este... Care e mai când o fi timp. Așa, și exact. Una evident pentru chestii. Asta cred că s-a mai stricat acum. Eu când am avut acum, problemele alea mai dificile, era ok. Și practic tot ce am avut nevoie am făcut pe abonamentul respectiv, a mers brici. Da, deci în punctul ăsta de vedere, adică la linia abonamentul de aici sau ți-l plăteai? Abonamentul de aici. Aia, abonamentul de aici, vezi? A fost impecabil. Dar sunt diverse beneficii medicale în funcție de abonamentul pe care l-au diverse societăți. Adică sunt unii care au un abonament în care poate să facă niște analize de sânge și 2-3 consultații pe an. Și știu cazuri de oameni care au inclusiv tratamente în străinătate asigurate pe acel abonament. De asta mi-ar plăcea și mie. Noi n-am avut intervenții. Abonament la sală. Are cineva abonament la sală? Nu știu dacă ăsta e în beneficiu, mai multe încurcă. Noi am avut înainte de pandemie. Tu nu știi, dar noi am avut. Ba nu știu. Dar nu mai era de la radio. Era în altă direcție. Eu mă duceam spre casă și... Da, și asta era lângă casă aici, lângă birou. Ca să ajungi la birou aici e complicat. Da. Nu, eu mă duceam în altă parte. Și avem fotoliu de masaj. Mie asta mi se pare cel mai mare beneficiu actual la noi. Fotoliu de masaj a fost rezultatul... Unui concurs, o amiciție. Da, e beneficiu acum. Exact. Da, e beneficiu, dar e pentru toată lumea. Avem fotoliu de masaj și n-am voie de el. Că am operație la spate, mi s-a zis că eu n-am voie, deci asta e viața, dar când îți freacă și furidichii, asta tot masaj se consideră. 0372069599. Ce beneficii aveți la locul de muncă? Dați-ne idei, poate cine știe. Uite că ne-a sunat Alexandra, bună dimineața. Să rămână. Dimineața, băieții. Bună. Uite, acum sunt și eu în trafic. Da. Până acum 2 luni aveam și transportul inclus de la servici, dar s-au gândit să-i facă reduceri de costuri. Stai, transportul gen abonamentul de metro sau astea? Sau benzina? Sunt din Timișoara și era autobuzul de la firmă, dar l-au scos și că eram prea puțin. Mi se pare un beneficiu faptul că iau salariu constant, lună de lună și bonuri de masă și pe lângă asta ne-au băgat recent un abonament la asigurare de sănătate. Asta și e bine. Avem și reducerea cu Seven Card, care ne ajută, bineînțeles, și pentru sală și alte activități. Super! Deci ești chiar foarte bine. În ce domeniu lucrezi? Nu spune firma. În ce domeniu? Automotiv. Acum... Să știi că asta cu beneficiul că îmi plătește salariul ăsta nu e un beneficiu, este o obligație legală. Adică dacă muncești, trebuie să fii plătit. Asta este contractul. Noi vorbim de lucruri care sunt bașca. În plus față de asta, nu faptul că îți plătește salariul că ai muncit. Ăsta nu e un beneficiu. Da, dar mai sunt locuri de muncă unde nu poți să știi dacă de la o lună la alta îți virează banii în cont. Și atunci, când ai și rate și alte cheltuieli, te bazezi pe banii aia să-ți vină constant luna de luna. Că oferă o liniște, practic, asta spune Alexandra. Nici aici nu e nicio garanție, nicăieri nu e nicio garanție, că dacă firma are dificultăți financiare, dă faliment sau ceva, nu-ți mai plătește. Adică eu nu-l consider un beneficiu ăsta. Rareș, bună o relație bine. Contractuală firească. Neața Rareș. Bună, Rareș. Bună dimineața. Bună. Eu am două beneficii. Da. Cel mai mare beneficiu e că am un șef minunat și, al doilea rând, și un colectiv de nelocuit. Ok. Și tu ești patronul. Și al doilea... Și tu ești patronul. Nu. Și al doilea? Și al doilea beneficiu e mașina de serviciu, care nu contribuie cu nimic, asigurare. Îți plătești și benzină la ea? Nu, combustibilul îl asigură tot așa firma. Aha, e un beneficiu major. Eu nici nu am mașină personală, o folosesc ca și mașină personală. Nu are nicio treabă cu mine, e un șef minunat oricum. Da. Mașina de serviciu e categoric din totdeauna cel mai mare beneficiu pe care îl poți avea. Dar râd pentru că la anteriorul... Anteriorul ce? Anteriorul loc de muncă. Așa. Ai avut și tu mașini de serviciu. Da, am cumpărat două mașini de serviciu, înțelegi, cu forța cum ar veni.
pentru că mi-a dat mașina. Dar l-ai cumpărat mai ieftin, la un preț special. La un preț era leasing și la sfârșit te punea să o cumperi. Nu, dar nu la sfârșit, a fost după... Ia mașina în serviciu. Ok, mulțumesc frumos. Mi-am vândut mașina mea, că doar nu eram cu două, și după 2 ani ori predai mașina, ori o cumperi. Păi... Stai puțin. Deci nu te obliga să o cumperi. Da, am puteai cumpărat. Să și predai. Da, puteam să și predau. Am cumpărat-o, asta e nu știu ce. Au mai trecut vreo 6 ani, zis, nu mai au altă. Peste vreo 6 ani, acum că e șef, trebuie să-ți dăm mașina de serviciu. Nu, mulțumesc, am. Nu, 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 am insistat, la fel, am văzut mașina peste 3 ani, trebuie să o cumperi. Băi, vă bate joc de mine, pe bune. Uite aici beneficii, fiți atenți. Ne scrie George. Da. Zice așa. El lucrează în departamentul de vânzări al unui producător de băuturi și are următoarele beneficii. Bonuri de masă, tichete de vacanță, abonament medical, mașină, abonament la sală, abonament la bibliotecă. La bibliotecă? La bibliotecă. Și rație lunară cu produsele companiei. Asta e important. Plus concursuri și salariu destul de bun. Foarte tare. Să ne noteze numărul de telefon. Hai să mai luăm telefoane. Constantin, bună dimineața. Bună, Constantine. Bună dimineața, băieți. Salutare. Cred că cel mai important beneficiu, cum a zis și interlocutorul meu, mașina de serviciu, combustibilul plătit de firmă, o masă la prânz, cum s-ar zice, având în vedere că fac 80 de kilometri naveta, dus-întors, de... Super. Adică îți decontează o masă, nu? Pe zi. Îți dă un... Da. O să-mi spui la ce, da. La ce bani? Lucrez la un centru de colectare fier vechi. Nu, 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 nu. La ce bani îți dă masă? Sunt curios cât îți dă pentru... cât îți decontează. În jur de 400 de lei pe lună. 400-450 de lei pe lună. Ok. Având în vedere că lucrez undeva 20 de lei pe zi, practic. Da. Păi mănânci o zi din două și mănânci mai bine. Mai mult, pentru că lucrez cam undeva în jur de 15 zile pe lună. E ok. Adică... Păi nu e rău să fie primit. Vorba aia, știi, câștigi de două ori. Odată că ești, odată că nu dai. Apropo de mâncare, pe vremuri la Radio 21... făcuseră un contract și cei care aveau tura de prânz, angajații, și cei care aveau în emisie tura de prânz, primeau prânzul. Iar eu picam, aveam program de la 10 la 1 și nu primeam pentru că eram considerat că făcea program dimineață. Sorin, bună dimineața! Salut, Sorin! Bună dimineața! Salut! Ia zi. Mare. Bună! Ce pot să spun? Că noi, după ce spus anteriorul, la ce beneficiate, parcă m-aș fi retras. Orice beneficiu contează. Dar noi, la fel, și ne la firmă, avem toată zona aia de bucătărie, free, la fel mașina de serviciu, la fel tot pachetul ăsta, zona de sport, vrem mai nou să cere. Dar, până la urmă, cred că cel mai important beneficiu, având în vedere că am lucrat și cu alți colaboratori care am văzut cum sunt, sau manager, cel mai important e leadership-ul managerului. Da, adică tipul ăla care nu te pune la masă și zice, bă, vă dau aia. Scoate ochii într-un fel și după aia ți le dă, da. Parcă nu ți le dă din suflet. Și atmosfera de la serviciu contează foarte mult. Dar și noi avem zona de bucătărie acolo. Și la noi zona de bucătărie e free. Putem să intrăm, nu plătim nimic. Și poți să folosești și frigiderul. Da, puteți să folosim frigiderul, sigur. Da, sunt două frigidere chiar. Da. Fiți atenți, Loredana, care lucrează în domeniul bunurilor de larg consum, orice ar însemna asta. Practic de larg consum. Da, ce înseamnă că lucrezi în domeniul bunurilor de larg consum? În adică acest domeniu lucrează ea. Zi mesajul. Are așa abonament la clinică privată, inclusiv pentru copii și soț sau soție. Frumos. Ceea ce e tare. Tichete de masă de 19 lei pe zi, bonus de performanță 10% pe an, bonus de Paște și de Crăciun, și compania plătește și taxele pentru abonamentul medical sau pentru alte prime. Aha, mișto. Cadouri de Crăciun și așa mai departe. Da. Sunt multe companii care au început să ofere astfel de beneficii angajaților. Acum, uite, o altă dezbatere interesantă ar fi, dar nu cred că mai avem timp acum și mai avem telefoane. Ce e mai important? Salariul sau beneficiile pe care ți le oferă pe lângă? Din punctul meu de vedere, banii pe care îi câștigi. Că dacă câștigi suficient de bine, poți să te organizezi singur. Adică poate că nu te interesează tichetul ăla de masă. Sau poate că nu te interesează un abonament de transport în comun. Sau poate că nu te duci la sală, la masaj, știi? Pe care ți le oferă compania. Dar dacă ai banii respectivi, atunci poți să te organizezi tu. Asta e părerea mea. Nu știu ce cred ascultătorii. Dar dacă ai și una și alta, da. Atunci e mai bine. Gabriel, bună dimineața! Bună, Gabi! Bună dimineața! Încântat că mă aud cu voi. Cu drag. Superbă. Bună. Ca beneficii, ce să spun, transportul
naveta efectiv cu autocarul la locul de muncă. Adică stai puțin, locul... este, stai puțin, e microbuzul companiei sau îți decontează? Da, da, da. Aha. Nu, este un microbuz al companiei, sau mai bine spus, nu proprietatea companiei, angajat, da, închiria, o societate de transport, da, care absolut toți salariații care fac navetă beneficiază de acest lucru. Aha. De bonuri de masă de în jur de vreo 17 lei pe zi, nu poate fi vorba. Cafetărie în care avem tot ce înseamnă băuturi calde, reci, apă, așa mai departe. Și noi avem cafea. Acum revenim. Avem fiecare salariat asigurare medicală la o firmă particulară în care nu avem barem, în care s-a operat, au costat poate și 20.000 de lei și a fost suportată, dar avem și noi o cotă parte de 10-20 de lei pe lună la modul ăsta. Da, asta e o chestie foarte importantă. Suportă absolut tot compania împreună cu, evident, cu compania de asigurări. Și aici mai intervin bonusuri trimestriale de performanță, care sunt frumușele. Și de asemenea revenim la concediu. De fiecare dată compania dublează banii de concediu. Foarte deci tare. În momentul în care ai o anumită sumă X, când vei pleca în concediu, vei lua 2X. Ce tare. Ca să spun. Și în același timp plătește 50% din costul biletului unde te duci tu. De Gabriel, Gabriel, mai faceți angajări? Da, exact. Dar, uite, dar în ce domeniu lucrezi? Din păcate, din păcate nu. Dar în ce domeniu? În domeniul petrolier. În domeniul petrolier, am înțeles. Da. Eu aș fi curios dacă e cineva de la SRI pe recepție să ne sune, să ne e spune sigur ce beneficii au. Da. Nu știu dacă sunt live sau analizează după. Nu cred că au timp să analizeze, cred că totul e live. Da. Suntem live pe undeva. Mai avem doar câteva secunde, Valentin. Bună, Vali. Da, salut. Salut, Vali. Ca idee, pentru ANAF sunt ilegale chestiile astea cu beneficiile mașină și benzină pentru chestii personale. Asta ca să ne audă și serios. Cred că le face comandat. Da, cel mai probabil. Nu, cred că le face comandat și atunci se acceptă. Da. Mulțumim, altfel, Valentin. Trebuie mulțumim să faci foi de parcurs și așa mai departe. Mulțumim tuturor pentru foarte interesant mesajele voastre. Am aflat o mulțime de lucruri. Vă ținem pumnii să obținem cu toții în țara asta cât mai multe beneficii. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.